Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Mințea Iordache, gazda emisiunii Punct la Călăraș. Astăzi vom dezbate un subiect de actualitate pentru comunitatea noastră și anume nunțile romilor. După cum bine știți, sezonul nunților începe în luna mai și se termină undeva după jumătatea lunii august. Foarte mulți călărășeni, deranjați de zgomotul infernal, au solicitat în ultima perioadă intervenția autorităților pentru restabilirea liniștii publice. În urma sesizărilor primite, au fost aplicate zeci de amenzi, iar sancțiunile au mers până la asistarea activității unui cort de evenimente amplasat pe varianta nord. În momentul de față, proprietarul cortului desfășoară lucrări de antifonare pentru a putea relua activitatea în scurt timp. Să vedem ce ne spun reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție despre acest subiect. Un subiect sensibil în ultima perioadă, sau cel puțin an de an în perioada de vară, ar fi nunțile romilor. Foarte mulți cetățeni se plâng zi de zi că sunt deranjați de zgomot, de multe ori blochează arterele de circulație, sunt mai multe evenimente neplăcute. Bănuiesc că în perioada asta de vară sunteți pregătiți, așteptați telefoanele și voiam să vă întreb, câte sancțiuni ați aplicat sau de la începutul anului pe domeniul ăsta? Pot să vă spun că pe acest domeniu suntem atenți și am previzionat anumite aspecte legate de aceste situații care s-au regăsit și în anii anteriori. Motiv pentru care aș dori întâi să fac o remarcă în sensul că la începutul sezonului s-a organizat o activitate cu caracter preventiv la care au participat toate instituțiile statului implicate în acest fenomen, cu responsabilități în acest fenomen, la care au fost invitați și reprezentanții ai Niei Rome. Cu această ocazie au fost discutate principalele probleme care le-am regăsit în anii anteriori și am încercat pe cât posibil să prevenim astfel de tulburări. În ceea ce privește activitatea desfășurată în acest an, pot să vă spun că la acest moment au fost aplicate deja un număr de 45 de sancțiuni. Aceste 45 de sancțiuni au cumulat ca și sume, ca și valori, suma de 61.900 de lei. Nu am aplicat în nicio situație sancțiunea avertizmentului, de fiecare dată sancțiunile au fost aplicate numai de tipul amendă. Valoarea lor se cifrează între 500 de lei și 3000 de lei în raport de norma încălcată. Ce anume ați sancționat? Perturbarea liniștii publice sau blocarea drumului? Pe ce anume ați mers? În acest an, mai exact de la începutul lunii mai și până în prezent, sancțiunile au vizat numai tulburarea ordinii publice, de regulă prin zgomot, față de anii anteriori în care mai regăseam situații de blocare a drumului public, aceste situații nu s-au mai regăsit și nu a fost nevoie de întocmirea de dosare la regimul rutier. Să înțelegem totuși că aceasta ar fi o evoluție în urma acțiunilor de prevenire, adică înseamnă că întâlnirea cu reprezentanții romilor a dat roade. Le-ați explicat, nu mai aveți voie să blocați drumul, iar ei au început să respecte. Să înțelegem că este o evoluție de la an la an și că lucrurile vor intra pe un făgaș normal totuși. Întâlnirea a avut efectul ei, nu a fost un efect total. Au dat roade și alte sancțiuni pe care le-am aplicat în perioada anterioară pentru încălcarea legislației. Sunt mai usturătoare cele pe regimul circulației? De regulă, blocarea drumului public constituie infracțiune și este tratat în penal față de tulburarea ordinii publice, care reprezintă o faptă contravențională tratată ca atare și sancțiunea este doar amendă. Până unde veți putea merge cu aceste amenzi? Adică mergeți, aplicați o amendă, omul nu respectă legislația în vigoare, ce faceți? Mergeți, puteți să amendați aceeași faptă de două ori sau care este exact procedura? Regimul legal în materie contravențională nu ne permite în momentul de față să sancționăm într-o primă fază încălcarea normei, de cele mai multe ori vorbind de tulburarea ordinii publice prin zgomot. În măsura în care măsurile inițiale dispuse nu sunt respectate, se revine și în baza sesizărilor cetățenilor de regulă, dar și sesizări din oficiu avem în acest sens, dar de regulă în baza sesizărilor cetățenilor, de regulă prin sistemul național 112, pe care le luăm în considerare și le tratăm cu maximă seriozitate, se intervine și în al doilea caz, dacă este nevoie, și atunci sancțiunea este la un nivel mai ridicat, abia atunci ajungem la sancțiuni de valoare de 3.000 de lei. Alte sancțiuni mai usturătoare puteți aplica? Există o situație pe care deja am aplicat-o. Am înaintat către Primăria Călărași o propunere de suspendare a activității a unui operator economic care activează în acest domeniu.
Doresc să vă din câte cunosc, este în analiză această situație, din câte am observat până în prezent, am ajuns la concluzia că toate aceste activități ale noastre trebuie să aibă un caracter continuu. Orice moment în care, din punct de vedere al abordării noastre polițienești, încercăm să avem o atitudine mai împăcitoare, să spunem, sau mai preventivă, de regulă se transpune într-o nouă tulburare și rezultatele noastre de până acum cred că sunt totuși bune, în sensul că am reușit în acest interval de timp să aducem liniștea publică la un nivel de legalitate, la un nivel considerat acceptabil. Vorbim totuși despre tradiție. Ei așa spun, este tradiția noastră. Noi vrem să ne facem tradiția, ieșim în stradă și au cerut înțelegere de la comunitate. Comunitatea cred că i-ar înțelege dacă, de exemplu, ar dura o oră. Da, suntem de acord, îți respectăm tradiția, dar uite, în intervalul, dau un exemplu, 16-17, poți să faci fără blocarea drumului public, cu o muzică cât de cât acceptabil, volumul acceptabil, se poate face așa, fără sancțiune? Adică se poate aplica, nu știu, să existe o, cum să vă zic, o regulă stabilită. Vă lăsăm, faceți tradiția, dar o oră. După o oră vă mutați la salonul de evenimente sau unde organizați. De multe ori, intervențiile polițiștilor noștri au în vedere și această latură preventivă. Cel puțin în primele intervenții sau la începutul sezonului de nunți, intervențiile au avut și o latură preventivă. În opinia noastră, interesează mult mai mult aplicarea legii în sensul ei decât respectarea unor tradiții, fără ca eu să fiu un specialist. Consider că avem de-a face în foarte multe cazuri cu anumite exagerări. Exagerări care nu ar avea cum să facă parte din tradiția etniei, motiv pentru care raportarea noastră la aceste evenimente, nu poate fi decât o raportare în baza cadrului legal existent. Dar reprezentanții romilor în discuțiile preventive pe care mi-ați spus că le-ați avut la începutul sezonului, cum au justificat? Adică, din punctul lor de vedere, cum văd situația? Domnule, noi organizăm nunțile pentru că, sau noi, sau și ei le văd ca o exagerare? Consider că cel puțin o parte dintre ei sunt conștienți că anumite acte sunt exagerări, dar probabil este o chestiune de trend, de a încerca de a ieși în evidență, de a epata, lucruri care nu pot fi controlate întotdeauna de către reprezentanții acestora. Am înțeles. Comparativ cu anii precedenți, ați scăzut numărul? Comparativ cu anii precedenți, din punctul meu de vedere, există niște rezultate majore, în sensul că aceste nunți se realizează în cea mai mare măsură în afara orașului. Au început oarecum să existe societăți specializate pe această zonă, nivelul de tulburare a scăzut treptat. Din punctul meu de vedere, probleme avem mai puține decât am avut în anii precedenți. În cazurile de exagerare, spun, că nu este cazul să generalizăm. Probabil sunt persoane de etnie romă care organizează o nuntă în, cum să zic, limite normale, în limita bunului simț, fără să deranjeze pe ceilalți. Acum vorbim de cazurile excepționale, de acele exagerări despre care dumneavoastră ne vorbeați. Cum sunteți primiți? Pot să spun că până în momentul de față nu am avut situații deosebite sau excepționale. Însă reacția este de la caz la caz. Există situații în care sunt receptivi și înțeleg și probabil conștientizează că au depășit o anumită măsură și vorbim de măsura legalității și sunt situații în care acceptă cu greu intervenția organelor de ordine. Intervenția o faceți individual, doar cu angajații poliției sau sunt și situații unde se impune să cereți sprijin din partea jandarmeriei sau să mergeți în colaborare cu celelalte instituții? În momentul de față, pe acest fenomen, dar și pe alte fenomene, avem o colaborare foarte bună cu instituția jandarmeriei și poliției locale. De cele mai multe ori, în ceea ce privește aceste sesizări, acționăm integrat și cred că este unul din motivele pentru care nu am întâlnit situații deosebite.
în concret, la fața locului nu intervine sau foarte rar se poate întâmpla să intervină un singur echipaj. De regulă, în sistem integrat participă mai multe echipaje, poliție, jandarmerie, poliție locală, după caz. Calibrarea intervenției este făcută în raport de datele pe care le avem, din sesizare, dar și din datele obținute din alte surse. În încheiere, am putea să precizăm totuși sezonul, adică a început în mai și va ține până... Până în august, final de august. Final de august, când se intră în post, probabil. În experiența anilor anteriori, în general, până la finalul august, se finalizează acest sezon de nunți. Tradiție fără încălcare a legii. Acesta pare fi mesajul transmis de către inspectorul șef al Poliției Călăraș. Pe aceeași linie merg și reprezentanții jandarmeriei, care spun că județul Călăraș este singurul din țară care se confruntă cu aceste probleme. Din mai până la sfârșitul august este sezonul nunților. Așa cum toți știm, deja toți călărășenii cunosc, au început problemele, sunt foarte mulți oameni nemulțumiți, zgomotul este infernal, cu cât ești mai aproape de eveniment, cu atât este mai insuportabil. Să discutăm un pic despre aspectul acesta. De la începutul sezonului... Sigur. Dinainte să înceapă sezonul acestor nunților, noi ne întâlnim toate autoritățile care au competență în acest domeniu. Poliție, jandarmerie, poliție locală, primăria municipiului Călăraș și reprezentanții romilor, obligatoriu, autoproclamați sau autodeclarați reprezentanți, că ne vin, de regulă participă și cei care au nunți, care au evenimente, vin. Persoanele interesate e un lucru binevenit pentru noi, că discutăm direct cu persoane, nu mai mergem prin, vorbesc cu liderul, îi transmit un mesaj, liderul transmite și poate altceva. Nu ajunge unde trebuie. Noi am și mai departe să încercăm să facem o muncă, o campanie de prevenire, în care toate cele trei structuri, poliție, jandarmerie și poliție locală, să mergem să discutăm din poartă în poartă cu ei. Cu un flyer pe care îmi spun, domne, uite ce înseamnă să faci nuntă în fața curții, să ocupi domeniul public, să dai muzica tare. Astea sunt sancțiunile care se aplică conform legii 61. Asta este contravenție. Unde este limita contravenției și unde este limita penalului? De aici ușor să faci un pas pentru a ajunge de a fi infracțiune. Încercăm să dăm la fel. Am încercat să-i conștientizăm, să le explicăm acest fenomen. Unii au înțeles, unii n-au înțeles. Cum sunteți primiți? Sunt recalcitranți sau par deschiși la informații? În momentul în care mergeți să discutați despre prevenire și atenți, în momentul intervenției. Sunt foarte atenți când discutăm cu ei, suntem foarte atenți, le explicăm ce au făcut, dar și aia aveți dreptate, dar nu face, nu... Au înțeles și totuși, bineînțeles. Și totuși vine luna mai. Începe intervențiile. În afară de asta, colegii de la poliție îi cheamă, care au deja avem, știm cei care au nunți cu sprijinul poliției locale, cu sprijinul liderilor etniei lor. Știm că și cheamă, așa au un angajament, informăm, le-am explicat, totul e bine și frumos. Totul am înțeles până când începe evenimentul. Când începe evenimentul, să uit. Hai că dau mai încet, hai că dau mai tare, încep apelurile pe 1-2, deranjează prin muzica dată tare, prin atitudinea lor, prin comportamentul lor. Mergeți prima dată pe avertisment, o discuție la fața locului sau care este exact procedura? Bineînțeles, din partea instituției noastre este deschidere pentru dialog și pentru negociere. Dar nu avem dialog. Dialogul consider că l-am avut atunci când am întâlnit cu ei. Și am discutat cu ei. Înainte de sezon. Exact. Dialogul jandarmeriei, acela a fost. Am discutat, l-am explicat de ce. Acum nu mai prea mai loc de dialog. Acum noi vom aplica direct sancțiune. Și să se respecte legea. Și se va aplica din oră în oră, din minut în minut, de cât ori este nevoie. Până la... clar că acele corturi între blocuri n-au ce să caute, sunt interzise. Am discutat cu colegii la Poliția Locală și Poliția Națională, nu vom permite ridicarea acestor corturi. Ați spus că ați discutat cu colegii de la Poliția Națională. Această situație se regăsește și în alte județe sau este ceva tipic zonei noastre? Nu pot să spun nici din păcate, nici din fericire. Da, discut foarte mult cu colegii mei din țară. Nu există așa ceva. Le-am spus-o și lor. Călărașul este o zonă atipă, să înțeleg, din punctul ăsta de vedere. Le-am spus-o și lor și cetățenilor de vine român. Dom'le, așa ceva nu sunt în Călăraș. Am vorbit și la Balba, și la Brașov, și la Cântune, nu sunt. Eu nu un eveniment, să duc în evenimentul ăla și stau acolo. Nu, la noi trebuie să fie această
plimbare de la bloc la salon și de la plecarea de la bloc până la salon trebuie să știe județul Călăraș și 2-3 comune. Municipiul Călăraș și 2-3 comune din zonă. Așa s-au obișnuit cu 10 boxe, 15 boxe. Dialogul jandarmeriei cu ei este încheiat. De la începutul sezonului câte De la începutul sezonului am avut 10 sancțiuni contravenționale aplicate în valoare de 9.200 lei. Am înțeles. Și ați mers, că știu că în urmă cu ceva timp am primit un comunicat de la dumneavoastră în care spunea că ați avut o intervenție ceva mai specială. Aș vrea să ne vorbiți un pic despre ea. Da, exact ce vă spuneam un pic mai devreme, cu acele corturi care se ridică între blocuri pe domeniul public. Nu au nicio autorizație de construcție, nu au niciun aviz din partea, nu se eliberează pentru așa ceva la autorizație din partea primăriei. Și de este ocupare abuzivă? Da, bineînțeles, a spațiului public. De aceea am discutat cu primăria municipiului Călăraș și împreună cu poliția locală de la început, de când se inițiază ridicarea, construcția acestor corturi. De când începe amenajarea, noi să fim prezenți acolo și să interzicem construcția lor și eventual demolarea dacă s-au apucat să le ridice. De săptămâna trecută sau în urmă cu 2 săptămâni ați avut o astfel de intervenție cu demolarea corturilor? Exact, și vor fi de acum încolo permanent. Deci vor fi permanente. Cum au ridicat cortul, cum va fi dărâmat. Nu au voie să ocupe spațiul public. Trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna legea în România, cum o respectă peste tot pe unde se duc afară. Pe afară o respectă, nu știu, de frică sau de ce o respectă afară. În România... Probabil autoritățile sunt un pic mai autoritare, dacă nu și este foarte autoritare. Nu, asta este legislația. Legislația din România, nu știu ce sancțiuni prevede în Germania sau în Italia de la jurile și niște publice. Presupun că sunt asemănătoare. Dar acolo, simpla prezență a organelor de ordine, activitatea se încetează. Asta facem și noi. Noi am încercat prin dialog, exact mai devreme vorbeam de tradiție, de la tradiția unei nunți, de la tradiție, obiceiuri, până la ordinii publice, este un pas. E o diferență, o distanță destul de mare. Voiam să vă întreb, puteți sancționa aceeași faptă de 2 ori? Bineînțeles, da. Deci dacă nu încetat da, la prima amendă, puteți merge... Se poate aplica în continuare până la... Care este cuantul maxim? Ce se poate face? Cuantum maxim se poate legea 61 și se aplică o sancțiune condiționă la alt articol, pentru că nu a respectat indicațiile agentului constatator prima dată, se aplică o altă contravenție, un alt articol și așa mergem. Și amenda maximă ar fi de cât? Adică se poate aplica amenzi până la? Amenda sunt de la 500 de lei până la 1500 de lei și de la 1000 de lei 1500 de lei. Am înțeles. Dar dacă noi am auzit, cu siguranță ați auzit și dumneavoastră, pentru ei nu este nicio noutate că veți veni acolo, că veți interveni, că veți aplica amenzi. Din câte știm noi, ei au deja pregătit pentru, pe dacă, lângă lăutari, pe lângă așa, au, și amenzii, au banii pregătiți pentru amenzi. Nu, amenzele nu se plătesc pe loc nici nouă, nici poliție locală, nici poliție națională. Contravențele sunt trimise în proces verbal și acestea vor fi plătite conform legii. Un pic mai devreme mi-ați spus că deja aveți cunoștință despre evenimentele viitoare, știți exact când vor fi organizate astfel de evenimente. Dumneavoastră vă doriți și noi ne dorim să nu mai aveți motiv de intervenție, însă cu toate astea până în august... Cam câte nunți vor mai fi? Nu știu exact numărul lor, pentru că aveam o situație estimată. Nu, dar vor mai fi destule. Problema se pune că este acel pasaj de la plecarea de acasă locașilor. Cât să faci evenimentul acela în fața blocului acasă unde locuiește, până ajunge la salon. La salon ajungând, deja este altă problemă. Pentru că acolo lăutarii care vin, formațiile de muzică, vin cu un picior de boxe care depășesc foarte mult zgomotul. Din păcate, nu putem să măsurăm acest zgomot. Singura instituție care ar putea să ia măsurători este Agenția de Protecție a Mediului și APM-ul. Există un aparat de măsurat al zgomotului, din păcate nu există persoana care să-l folosească. Pentru că persoana respectivă trebuie să aibă o anumită specialitate și să aibă o anumită pregătire. Avem aparat în Călăraș? Aparatul există la Agenția de Protecție a Mediului. Da. Dar, din păcate, nu poate fi folosit. Arată bine, frumos, într-o cutie. L-am văzut
dar nu se poate folosi, pentru că există niște proceduri interne, persoana respectivă care trebuie să urmeze să aibă o anumită pregătire. În cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții romilor, cum justifică ei nunta asta cu fast, sau cum să o numim, evenimentul ăsta care depășește un pic o limită a bunului simț? Da, invocă tradiția. Deci asta ar fi singurul motiv. Deci, invocă tradiția și, tradiția, cum să vă zic, fala lor de a fi unul mai tare decât celălalt. Unul de a avea un eveniment, de a face un eveniment, să fie mai deosebit decât celălalt. Dacă ăla a cântat muzica până la 3, la mine se cânte până la 4. Dacă ăla s-a auzit muzica de la salon până la Grădiștea, nu, la mine o să audă până la Ciocănești. Adică cam asta este atitudinea lor. Orgoliul lor o să-i coste foarte mult de acum încolo, ceea ce privește în relația directă cu Jandarmeria Română și cu celelalte structuri, sunt convins la fel și cu Poliția Națională și cu Poliția Locală. La fiecare eveniment ne deplasăm 3 echipaje, Poliție Națională, Jandarmerie și Poliție Locală, că este solicitare, că este apel pe unul de, că este solicitare persoană fizică, nu contează, că avem solicitare printre dispecerate, se deplasează 3 echipaje. Ordinul pe care îl transmitem și eu, l-am transmis și eu ca șef de instituție și colegii mei ca șef de instituții, nu se pleacă de acolo până nu se rezolvă problema. Călărășenii aveau, nu toți, o parte din călărășeni aveau o teamă. În momentul în care sună la 112 și solicită intervenția autorităților la un astfel de eveniment, le este teamă să nu le fie divulgat numele. Nu. Adică în momentul în care ajunge echipajul de la poliție, de la jandarmerie, de la poliția locală, să nu fie cineva în cadrul instituțiilor care să spună, ne-a sunat X de la etajul nu știu care. Și oamenii se cam feresc de asta. Legea interzice divulgarea persoanei care a sunat? Bineînțeles, nu. Vreau să clarificăm un aspect. Este vorba de procedură. Clar, deci niciodată de procedură și de etică, de ordine interioare. Nu pot acum să mă duc la cine o situație și spun și m-a sunat vecinul tău Popescu de la 2 că ai dat muzica prea tare. Niciodată nu se face așa ceva. Poate dacă mă fi fost o scăpare, două, nu contest, din ce privește jandarmeria, vorbesc cu numele jandarmeriei, nu s-a întâmplat așa niciodată nu și nu se va întâmpla niciodată. Nu mă referi la jandarmerie, în general la toate instituțiile care intervin. Nu cunosc alte aspecte. Poate să mai fi fost, dacă sunt sesizări de asemenea fapte, o mai fi fost, nu fi fost, nu cunosc aspecte legate de această natură, dar cu siguranță, agentul constatător că ajunge la fața locului, că este polițist, că este jandar sau polițist local, nu, sub nicio formă, nu trebuie să spune că sesizarea telefonică sau apelul pe 112 este venit din partea unei persoane. Primul rând este divulgarea identității și persoanei și nu se pune problema să creăm o stare de tensiune între vecini. Comparativ cu anul trecut și cu anii trecuți, numărul acestor evenimente a mai scăzut? Nu. Nu. Suntem în trend. Suntem în aceleași... Deci vă păstrați la... Plus sau minus, depinde. Am înțeles. Plus sau minus, nu. Cam același număr de evenimente. Mai ne ajută și vremea, dar dacă au mai fost... Dacă au fost ploi. Dar ei deja, din câte știu eu, nunțile și le pregătesc cu un an, doi dinainte, stabilesc... Și oricum durează 3 zile, sau? Sincer, am pus o nuntă de 3 zile în Ardeal. O nuntă deosebită în Ardeal de 3 zile. Da. În tot în alte condiții și în... Probabil dacă intervenția dumneavoastră, poliției locale, va fi una foarte clară, fermă, până fermă, aici, fermă, nu se mai poate de fermă, aici, prompte, da. Atunci, cu siguranță, de anul viitor, probabil vom avea o altă situație. Mesajul nostru și de anul trecut și anul acesta poate a fost un pic mai intens și de acum și mesajul mai și clar. Fapta exact. și mai ferm. Și acțiunea noastră. Trebuie să înțeleagă că s-a terminat cu negocierile între ei și noi. Nu mai există negocieri, nu mai este dialog. Dialogul l-am făcut un an, doi, se tot dialogează și se negociază de ani de zile. Ei trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte legea și atât. Săptămâna trecută, poliția locală a avut 11 intervenții la astfel de evenimente. Pentru a vedea care este situația exactă în municipiul Călăraș, am vorbit cu Daniel Anghel, șeful poliției locale. Iată ce ne-a declarat. În ultima perioadă, după cum știți, am acționat la nunțile cetățenilor de etnie romă. Și zic că am acționat cu succes, împreună cu celelalte structuri, cu jandarmeria și cu Poliția Națională. Spuneți-ne câte intervenții ați avut de la începutul sezonului. În
începând de la sfârșitul lunii mai până în prezent, au fost în jur de 40 de intervenții. Valoarea totală a amenzilor a fost de 55-56 de mii de lei. Săptămâna trecută, de exemplu, câte intervenții ați avut? Numai săptămâna trecută am avut 11 intervenții. Și după cum spuneam, am intervenit împreună cu Poliția Națională și cu Jandarmeria. Eu cred că anul 2019 a adus un plus de liniște cetățenilor din municipiul Călăraș. Părerea mea că nu au mai fost așa de focași, de dese, da, evenimentele și nu au mai fost la intensitate așa de mare cum erau în anii precedenți. Da, dar în anii precedenți erau, să spunem, într-un fel și încurajați pentru că primeau acele autorizații. Ne aducem aminte de o perioadă, nu știu, cu 7 ani, 8 ani în urmă, primeau totuși o autorizație și atunci se... Nu puteam să o considerăm autorizație, ce era un fel de... aviz, nu putem să numim autorizații. Începând din perioada aceea nu s-au mai dat niciun fel de autorizații, să zicem așa, dar primăria nu dă asemenea documente. Spuneți-ne un pic despre contul amenzilor și câte amenzi ați aplicat? V-am zis, în perioada... Deci numai săptămâna care a trecut, v-am zis, au fost 11 intervenții, valoarea amenzilor s-a ridicat la 13.050 de lei, dacă nu mă înșel. Au fost sancționat atât organizatorii, cât și muzicanții, cât și proprietarul sau administratorul cortului de nunți după varianta nord. Că a venit vorba despre cortul de pe varianta nord. Am înțeles că i s-a asistat activitatea sau ce ne puteți spune? Da, conform ODM 99 din 2000, i s-a aplicat o amendă de 2000 de lei și i s-a suspendat activitatea pentru o perioadă de 15 zile până la data la care va intra în legalitate. În cazul în care nu se conformează, se vor lua și alte măsuri, chiar cu închiderea definitivă a lui. Care este cuantul maxim? Până la cât puteți merge cu valoarea amenzii aplicate? De la 3.000 la 6.000, așa, în general, sunt mai multe articole în legea 61/1991 republicată și aplicăm, am zis, pentru tulburarea ordinii publice, pentru faptul că nu se conformează solicitărilor făcute de către organele de drept. Colegii dumneavoastră întâmpină probleme în teren? Mă gândesc că poate sunt recalcitranți sau... Cum sunteți primiți la astfel de evenimente? Da, logic. Oamenii sunt nemulțumiți, având în vedere intervenția poliției locale sau a jandarmeriei, sau mai mult, în momentul în care acționăm integrat, jandarmerie, poliție locală, ei sunt un pic deranjați, dar asta e legea, trebuie să o respecte. Sunt, chiar dacă sunt recalcitrați, cei care sunt recalcitrați sunt recompensați cu ghilimele de rigoare cu o mică amendă. Da. Am înțeles că la începutul anului ați avut preventiv discuții cu reprezentanții romilor și cu celelalte structuri abilitate a interveni în acest domeniu. Cum justifică reprezentanții romilor aceste, cum să le spunem, parade, evenimente, da, cum să le numim? Haideți să vă spun, din 2012, de când a venit domnul primar Drăgulin, s-au făcut întâlniri periodice cu, așa zis, reprezentanții ai etniei rome, dar la ședința din mai 2019, au fost mai mulți reprezentanți ai forțelor de ordine decât reprezentanții lor. Da, da. Cred că vor continua să facă aceleași lucruri, dar îi prevenim că vom lua măsurile care se impun. Acțiunea dumneavoastră va fi mai fermă și nu va mai lăsa loc de... Oricum, de la sfârșitul lui mai, acțiunea a fost destul de bine pusă la punct și destul de fermă, atât timp cât am obligat să își ridice corpurile amplasate pe domeniul public. Atât timp cât le-am solicitat să lase muzica mai încet. Toate structurile de apărare a ordinii și liniște publice intervin spre liniștea cetățeanului din municipiul Călăraș.
vă mulțumesc. Dacă am aflat punctul de vedere al autorităților și a oamenilor legii, am stat de vorbă și cu reprezentanții romilor din municipiul Călăraș. Să vedem ce ne-au spus despre tradițiile și obiceiurile populației rome. Bună ziua, domnul Grigore! Aș vrea să ne vorbiți un pic despre tradiția și obiceiurile de nuntă pentru populația romă. Deci, depinde de familie. Sunt alții care au carte și trebuie la școală să căsătoresc copiii mai târziu, sunt unii care se căsătoresc copiii mai devreme. Sunt situații în care unii pătesc mireasa, alții nu, în funcție de fiecare, cum au și posibilitățile lor acolo, materiale. În situația în care este de bună voie să înțeleg părinții între ei, mai așteaptă un an, doi, trei, până când termin copiii școala, cum se înțeleg ei între ei, în situația în care copiii fug, n-ai ce face și trebuie să faci și obicele lor acolo. Să organizezi nunta. Să organizezi nunta. Nunta se organizează de către socrul mare, deci el plătește toată consumația, tot și pentru naș, și pentru mireasă, și pentru toate. Tot evenimentul organizează socrul mare. În situația în care are posibilități materiale, le cumpără copilul un apartament după căsătorie, după nuntă, care nu are, ia copiii încet și prietenilor până când asigură traiul copilului acolo. Mai este tradiția aceea, știu că în urmă cu câțiva ani, familiile mai înstărite, era acea tradiție de a scoate în stradă zestrea miresii. Da. Puteți să ne vorbiți un pic despre lucrul acesta? Nu mai e. Deci înainte se scotea dimineața, la prima oră, ăsta era primul ritual. Da. Se așeza mobila în stradă. Acum nu se mai așează pentru că, v-am spus, pentru la fiecare în parte, cum stai cu situația materială, dacă au cumpărat apartament copilul înainte anunții, socul mic este obligat să cumpere mobilă în casă. Deci să le mobileze apartamentul. Socul mare cumpără apartamentul, socul mic îl mobilează. Dar asta se fac o zi, două, trei, o săptămână înainte, nu se mai face în ziua anunții, cum se scute odată. În ziua, nunta se derulează într-o singură zi sau se derulează pe parcursul mai multor zile? Deci, cu o zi înainte anunții, se face brad. A doua zi e nunta și a treia zi fiecare acasă la ciorba de potroace, cum se spune. Petrecere. Petrecerea nunta, la ciorba de potroace, așa este și, nu, acasă și la vine, România. Se vine acasă, rudele apropiate vin acasă după nuntă. Dar se face bradul cu o seară înainte, în care vin nașii cu lumânări, cu astea. A doua zi se face nunta și a treia zi ciorba de potroace. Am înțeles. Și ce vedem noi călărășenii în stradă, nunta aceea, fastuoasă, cum să o numim, este eveniment organizat în ziua anunții, da. Și ar trebui sau cât durează? Există un termen stabilit, acolo vin nunta și ce se întâmplă în stradă? Explicați-ne un pic. Inițial, dimineața la prima oră se duce mireasa la coaport, se vine acasă la socru mic câteva ore, două, trei ore, după care se merge la salon. Normal, conform primăriei, cum ne-a spus acum, până la ora 9 avem voie să stăm acasă. La ora 21? La 21. După ora 21 la salon fiecare. Deci petrecerea în stradă este acasă la socrul mic. O oră, două, când se ia mireasa. Da. Am înțeles. Domnul Stancu, acum pentru dumneavoastră, domnul Grigore ne-a explicat tradițiile, în ce constau și obiceiurile de nuntă. Vă întreb pe dumneavoastră, cum se face trecerea asta de la tradiție, obicei și încălcare legii? Nu toate cuplurile, nu toți oamenii fac acest lucru, dar există și situații când se încalcă legea, sunt solicitate autoritățile să intervină. De unde derapajul ăsta? Da, cum v-a spus și domnul Gianni, sunt câteva familii care nu vin la noi, adică la biroul minorității, la primăria municipiului Călăraș, pentru a fi consiliate. Și aceste familii sunt persoane care au o situație materială foarte bună, care nu țin cont de sfaturile noastre și acele persoane mai fac abstracție și mai încalcă și legea câteodată. Adică prin volumul mare de oameni care îl are la domiciliu și nu sunt în stare să asigure fluidizarea traficului, da, pe acolo. Ei, de regulă, majoritatea care vin la biroul minorități din primărie sunt învățați de noi cum să se desfășoare acest eveniment. Cum să procedeze, da, să, cum nu procedeze să nu încalce legea. Adică sunt îndrumați să iau o firmă de pază cu câțiva agenți, da, da, depinde de locația pe care, unde o face dânsul, unde o găsește și unde o face, pentru că nu e bine să ocupe spațiu... Domeniul public. Domeniul public, asta am vrut să spun.
și sunt rugat să facă ori într-o parcare undeva unde are suportul și cetățenilor și vecinilor din de acolo și nu încalcă legea. Deci să facă cât mai restrâns în curtea lor sau pe locurile lor proprietate personală și nu pe domeniul public. După cum bine știți, pe lângă nuntaș, pe lângă un astfel de eveniment, vin și micii comercianți. Și micii comercianți care la fel și ei deranjează un pic. Deranjează și ei un pic pentru că nu înțeleg că acea persoană își desfășoară nunta și își face nunta foarte frumoasă, pentru că vreau să vă spun că ca să poți să faci o nuntă de așa amploare, adică foarte mare, care pe unii dintre cetățenii îi deranjează. Cred că îi deranjează zgomotul, nu neapărat evenimentul și tradiția. Sigur, că dar să știți că sunt multe persoane care le plac nunțile de spoitori, de rând spoitori și chiar spun, domnule, dar ce aveți cu ei? De ce nu îi lăsați în pace să se desfășoare? Dar v-am spus, unele din aceste persoane, sunt multe din aceste persoane care mai încalcă legea și nu este bine. Știu că la începutul lunii mai primăria, în colaborare cu dumneavoastră și autoritățile călărășene, au organizat o întâlnire special pentru a dezbate problema nunților, să o numim o problemă. Câți reprezentanți ai etniei au venit la acel eveniment? Să știți că au venit foarte puțin, pentru că la ședința aceea au fost anunțați oamenii, dar nu venise din străinătate. Deci Întorc în țară doar în perioada verii? Sigur că da. Atunci își rezolvă anumite probleme, vin de exemplu cu foarte mulți bani, vin de exemplu și își plătesc dările la primărie, la impozitul local pe clădiri, pe unde au ei. Și cu ocazia asta participă și la nunțile asta rudelor? Pregătesc, sigur că aș pregătesc și nunțile pe care vor să le facă cu membrii familiei lor și participă și, bineînțeles, ca invitații la alte nunți. Este un proces în care oamenii au început să învețe, au început să nu mai încalce legea, au început deja să respecte legea și anumite lucruri. Dar v-am spus, e un proces care de-abia este undeva la jumătate, mai durează un pic. Majoritatea persoanelor spun, da, domnule, așa este, acele locații unde se desfășoară nunțile, da, și anume noaptea, la acele corturi, da, corturi, nu sunt încă terminate din... Nu sunt antifonate. Așa. Și atunci, din această cauză, se întâmplă ca acel zgomot mare să deranjeze pe cetățeni. Dar din întâlnirile pe care le-am avut cu proprietarii, aici la primăria Călăraș, împreună cu domnul primar, s-a stabilit că cel târziu, anul acesta sau anul care vine, nu o să mai fie aceste probleme, pentru că ei îl vor antifona tot și nu se va mai auzi niciun zgomot. Acum, din cauza acestor corturi, lumea este deranjată și are dreptate. Am înțeles. Vă mulțumesc. Plăcere. Aceasta a fost emisiunea Punct la Călăraș. Mulțumim pentru atenție și ne revedem săptămâna viitoare.